Un spital din Liov a făcut publică povestea dureroasă a unei fetițe de 11 ani și a mamei sale. Ambele și-au pierdut picioarele în urma atacului cu rachete asupra gării Kramatorsk. Potrivit Digi24, în timp ce așteptau trenul, cele două au mers pe peron să ia ceai făcut de voluntari, în timp ce fratele geamăn al Ianei a rămas să păzească bagajele, relatează într-o postare pe Facebook o asociație medicală din Liov, ce prezintă Spitalul pentru Copii Sfântul Nicolae. Natalia, mama, încă nu-și poate ierta faptul că a mers să ia ceai. Spune că nu-și amintește sunetul exploziei, dar ține minte că a deschis ochii și a văzut totul acoperit de sânge și oamenii zăcând peste tot. A încercat să se ridice, dar nu a putut. S-a uitat apoi la Iana și și-a dat seama că Adida și ei nu erau acolo. Natalia își pierduse un picior, Iana și le pierduse pe amândouă. Familia vine din Doneț. Tatăl copiilor a murit, iar tatăl Vitrec este la război. Iaroslav fratele geamăn al Ianei este cel care l a fost tot timpul alături și a ajutat personalul medical să le îngrijească pe mama și sora sa. Chema asistentele atunci când era nevoie de ele sau mergea la magazinul din apropiere să cumpere cele încioase. Practic, atacul din gara Kramatorsk l-a transformat brusc pe copilul de 11 ani într-un adult. Iar familia și-a găsit acum chiar și puterea să zâmbească, pentru că există și vești bune. După cele câteva săptămâni de îngrijiri pe în spitalul din Liov. În cele din urmă vor merge în Statele Unite pentru tratament și protezare. În urma atacului asupra gării din Kramatorsk, oraș din nordul Donețului, cu populație majoritar rusofonă, au murit 50 de persoane. Investigație a BBC a găsit dovezi clare că a fost folosită o bombă cu dispersie, muniție interzisă de legislația internațională.